Am auzit eu așa că dacă te uiți atent și fixezi cu privirea un anumit obiect, acesta levitează, apropo de Constanția. Test fetelor. Unde mă uit eu acum? La scaunul gol. Oh! Ce faci, Iris? Levitează. A, levitează! Vai. Fetelor și dragi telespectatori, așa cum bine știți, acest sezon de Bravo I Still a strâns concurente din toate colțurile țării și continuă să facă asta. De unde credeți că vine... cine vine? Următoarea concurentă. De unde credeți? Din Constanța. Din Coltău. Constanța? Coltău? Nu. Huș! Nici măcar. Oradea. Bine, am să vă zic așa, da. De unde? Galați? Cine a zis Galați? Eu. O, stați așa, colegii noștri de la cameră și de la lumini știu. Bun, vă spun atât. Galațiu e cu noi și în fața micilor ecrane, dar și din acest moment în platoul Bravo I Still, pentru că porțile se deschid. Pentru cea mai nouă concurentă a sezonului 8, numele ei este Georgiana. Dragă aoleu, Georgiana, ce-am auzit? Aoleu! Aoleu! Ești foarte frumoasă, e de bine mă gândesc, Raluca, da. Ești foarte frumoasă, bine ai venit în competiția noastră, ne-ai cucerit așa cu privirea ochii tăi, au ceva strălucitor în ei și nu numai. Bună, numele meu este Georgiana Ion, am 31 de ani, eu sunt din Galați, însă locuiesc în București de câțiva ani. În momentul de față am două joburi, lucrez ca și consultant în social media, iar în paralel lucrez la o firmă de consultanță pe fonduri europene. Sunt pasionată de viteză și de mașini sport, astfel încât, în ciuda faptului că probabil ar fi foarte cool să zic că voi investi și voi face ceva foarte, așa, ceva într-o zonă antreprenorială, vreau să-mi iau o mașină. Am venit la emisiune pentru că îmi doream o provocare. Îmi doream să ies din zona de confort. Cred că am un stil clasic. Mă joc foarte mult cu piesele statement și mai introduc cândva ceva ce mai apare în tendințe și mai introduc așa în garderoba mea. Sunt foarte superstițioasă și mă gândesc că dacă povestesc un lucru și el nu se va întâmpla, o să pic prost. Nu le-am zis nimic alor mei. Am vrut să fie o surpriză. Sunt convinsă că acum o să fie foarte surprinși, dar sper să se bucure că mă văd și le zic că iubesc foarte mult. Unde lucrezi? Ce facultate ai terminat? Spune-mi. Am terminat facultatea de drept și am două joburi în momentul de față. Lucrez ca și consultant pe domeniul social media și în paralel lucrez la un birou de consultanță pe fonduri europene. Oh, superb! Am eu așa informații cum că ai cochetat și cu televiziunea la un moment dat. Poate. Și că îți dorești foarte tare o carieră în televiziune, de ce nu? Și că ești deschisă tuturor oportunităților. Sigur că da. Ești conștientă că Bravo I Still este o rampă de lansare din acest punct de vedere? Da, și știu că este și o provocare. Și chiar mă gândeam zilele trecute că de obicei viața îți dă anumite experiențe să te scoată din zona de confort. Mm-hmm. Eu, în schimb, singură am vrut să mă scot din zona de confort și am venit să, mă rog, să văd ce-mi poate pielea. Sau garderoba, mă rog. De când îți dorești să participi la Bravo? De câțiva ani. De câțiva ani? Da, da. Și n-ai avut curaj, sau? N-am avut curaj, a fost ediții în care participau celebrities și acum am prins ocazia. Am înțeles. Bun, Georgiana, ce pot să spun? Îți urez mult succes în cadrul competiției noastre. Încă un lucru important, e adevărat că familia ta nu știe despre prezența ta de astăzi aici? Trebuia să fie un secret. Da, nu știe, nu i-am anunțat încă. Am avut emoții și am o superstiție, până nu se întâmplă ceva, pe bune, nu povestesc nimănui. Serios? Da. Pe bune, ce zodie e, Georgiana? Fecioară. Așa și eu, la fel. Eu sunt a treia zodie. Ia uite, deja ți-ai făcut prietene, ca să zic așa.
Le știi pe fete, le-ai urmărit? Da, am frunzărit așa cât am apucat să văd. Ți-ai făcut deja o părere despre ele? Ai o opinie? Da, m-am gândit așa că s-ar putea cu unele dintre ele să mă potrivesc foarte bine. Sunt unele care mi s-au părut foarte empatice, foarte sufletiste și atunci cred Cine? Că Beatrice. Ea mi s-a părut așa mai... Ok. Mă bucur și așa cum am văzut eu, cel puțin la prima vedere, simt că rezonez cu ea. Cumva o simt ca fiind un om bun. O să aveți timp să vă cunoașteți, să vă descoperiți unele pe celelalte. Deocamdată descoperim ținuta. Poveste, am uitat, mulțumesc colegilor din regie. Povestea, Georgiana, unde mergi tu astăzi? De obicei, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Eu mă îndreptam către o primă întâlnire, pentru că de câteva luni sunt single, am decis să ies la o întâlnire, însă... Se discută, Raluca, niște lucruri aici. Nu ești atentă sau ești atentă? Și a ieșit la o întâlnire, dacă nu știa că e poveste sau adevărat. E adevărat? Iau. E adevărat? Iau. Uite, în caz că la mine acum să știi colegii de la... De ce te despărți? Mie zim chestia asta că mie îmi place să știu treburi de-astea. Nu știu, nepotrivire de caracter. E varianta oficială. Cât ați stat împreună? Eu sunt la tribunal. Câteva luni. Câți ani avea? De vârstă cu mine, 31. Are. Bine. Și cu ce se ocupa? Eu sunt de la miliție. La fel ca și mine, consultant. Dar v-ați spus, evi, împreună doi consultați. Exact. S-au consultat. Până nu s-au mai consultat. Da, am considerat că nu e poezie între noi. Ia fiță un Ador! Poet. Ador! Ia un poet. Vrei poezie, vrei un viitor, vrei se... Și. Poți să zici se... Și. Putem spune că da, vreau. Vrei să câștigi Bravo Ai Stil. Uite, am un șir lung de întrebări. Și. Am înțeles că și bani și bine și multă fericire nu se poate. Trebuie să te mai hotărăști. Hai să ne focusăm. Îmi dai lumea peste cap. Eu așa am auzit, dar n-ai de un să știi, te rog eu, Georgiana, tu să vii să contrazici orice vorbă care s-a zis în popor, în oriunde, fie de 1 și 2, cred că poți. Te duci deci, la mă îndreptam spre o primă întâlnire, însă din cauza emoțiilor în mașină mi-am uitat geanta și telefonul, astfel încât în momentul în care am ajuns la restaurant l-am convins să mergem la o secție de poliție să dau o declarație, să-mi iau geanta, cam chei, să intru în casă sau rămân să dorm la el. Exact, pe poetic. Foarte interesantă povestea, bravo Georgiana, îmi place. Dar ținuta. Andreea. Bună, Georgiana, bine ai venit între noi, printre noi, așa, legat de ținută, sincer, mie nu-mi place rochia, îmi plac mănușile, le-aș integra în alte styling-uri, poate și sandalele, însă rochia, lanțul, nu-mi plac. Carina. Nu-mi displace rochia, dar aș fi vrut pentru o primă întâlnire să fie un pic mai scurtă. În rest, îmi plac mănușile... Nu mă mor după colier. Aș fi pus ceva probabil mai proeminent, mai mare, ca să umple zona aia goală a pieptului. În rest, ești o apariție. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Va fi și prima jurizare pentru tine, Georgiana. Îți simt pumnii să ai succes. Bine ai venit încă o dată în fața lor. Georgiana, bună seara și bine ai venit! Bună seara! Corectează-mă dacă greșesc. Eu te văd ca fiind o persoană foarte emotivă. Foarte. Să știi că te trădează pielea, pentru că te-ai înroșit toată pe zona decolteului și un sfat ar fi ca atunci când abordezi chestii de genul ăsta, mă refer la decupaje, să le camuflezi bine de tot. Din momentul în care mi-a zis Alex că m-am înroșit, că am emoții, am devenit atât de conștientă de mine, încât mă gândeam doar la asta, ok, s-a stricat rochia, nu mai vede nimeni rochia, că eu sunt toată fiartă de emoții. Deci asta era în gândul meu, că am stricat rochia, am stricat tot aspectul. Și nu prea m-am uitat la fete dacă ele au fost ok, dacă au avut reacții pozitive, dacă au zâmbit, dacă... Le-am văzut ok, le-am văzut zâmbărețe. Partea de beauty este una superbă și te felicit. Ai o față frumoasă, un zâmbet încântător, un păr fermecător și, sincer, e un look care trebuie privit.
Ne cunoaștem de undeva. Bună seara, bine ai venit. Bună seara. Da, am făcut un curs împreună. Deci ai fost acolo, da, știam da. Eu. Da, da, vezi? Da. Bine ai venit, dragă. Ne v-am găsit. Ca să conturezi și mai bine acest gen de look, ai fi putut să iei, de exemplu, ca sugestie, ca alternativă de styling, un batic din chiul transparent, tot negru, pentru dramatism, așa pur la bombuș, să-l pui pe cap, cu niște ochelari pisică, chetai, și o geantă retro cu baretă scurtă. Da. Asta ar fi conturat și mai bine această intenție ladylike, care te prinde. Acest ladylike, un pic nostalgic, un pic pervers, pervers, de ce spun pervers? Pervers în sensul că el, look-ul, pare că ai avea nevoie așa de ajutor. A, mi-a căzut mănușa. A, mi s-a rupt tocul. A, aș vrea un dry martini. Da, oricând vrea ea, merg și eu cu ea, pentru că are ceva popușistic. Felul în care te-ai prezentat, rochea pe care o porți, încheieturile fine, zâmbetul, Georgiana, să știi că în general, se obișnuiește. Am spus-o și săptămâna trecută Mariei când a intrat în competiție, că prima intrare, prima zi, în da. General, se apreciază cu bravo stil, ca să nu credeți că ați venit aici și au căpcăuni ăștia nasoi la masă, etc. Și fac... Fac exact. Chestiunea este că, realmente, bravo stilul primești pe merit, pe ținuta pe care o porți, pentru că ești păpușistică. Mulțumesc mult! Bravo stil, bine ai venit! Ilinca, singura problemă cu ea, știi care e? Nu. Că m-am înroșit. Nu cu tine, dragă. Tu ești foarte bine acolo. Are un lătrău. Iar v-ați luat de are la un asta? Lătrău, începe și nu mai termină Ilinca. Și tot a terminat orice... Eu, dragi, n-am dat neamul meu. Ilinca, oamenii când încep și termină. Hai da, să lătrăm tot trei calificativul. Oamenii când încep Ilinca mai și termină. Cazul ea nu termină niciodată. Noi doi niciodată. Latrăși tu cu noi! Felicitări, Georgiana! Știi care este indicativul tău? Da, da, îl știu. Îl știi? Acolo sunt camerele, acolo sunt telespectatorii. Mă bucur să fiu aici. Sper ca data viitoare când ne întâlnim să n-am atât de multe emoții. Indicativul meu este 8 la 1220. Georgiana pare o fată foarte finuță, foarte drăguță. Nu știu, nu aș putea să mă leg de stilul ei vestimentar în punctul ăsta, n-aș putea să comentez nimic pentru că abia am văzut o ținută, care nu pot să zic că a fost pe placul meu neapărat. Absolut, dacă e să o luăm așa standardizat, nu m-aș îmbrăca niciodată așa. Dar aștept să văd că poate ăsta e începutul, vrea să ne arate ceva mai mult, vrea să descoperim noi. Am vrut să-i dau scaun afară. Mă rog, nu aș fi fost capabil așa mai mult în glumă, dar miroase foarte bine Georgiana și abia aștept să aștept și eu cu un miros mai uman, mai real în cadrul nostru. Nu știu, mirosea, avea un parfum frumos, mirosea fresh, cu forțe proaspete, încrezătoare. Vreau să simt și eu un pic de miros acolo de concurență la Bravo Stil după câteva ore de filmare, glumez, doamne.